de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni. Citeam un mesaj de la cineva chiar înainte de a intra în direct. O nouă emisiune la Mesagerul de Neamț. Astăzi suntem în data de 5 octombrie, e joi și avem două ziare apărute. Din păcate, mi-au fost aduse două ziare Mesagerul, nu mi-a fost adus și ecou. Deci astăzi a apărut numărul 598, mai avem două numere și facem 600 la Mesagerul, și numărul 11 din ecou Munților, acea publicație care încearcă să scoată la iveală tot ce este mai frumos, fără politică, pe zona Valea Muntelui. Sunt lucruri extraordinare de citit în ambele ziare, dar aș vrea, înainte de a intra cu invitatul în direct, să vă prezint o anchetă reluată după fix un an, minciună de lăsare și inconștiență în cheile Bicazului. Acum un an și o lună de zile a căzut o piatră și un om a fost distrus, practic, pe viață. Lovit de un bolovan. De atunci și până acum, autoritățile locale, județene, naționale, că e un parc național acolo, n-au făcut nimic. Se face comerț în continuare fără autorizație, nimeni nu autorizează, nimeni nu răspunde. Au mai căzut niște pietre în următoarea perioadă și s-a dus prefectura să facă comisii și comiții. A făcut comisii și comiții și în momentul acesta ne aflăm în stadiu de comisie. Dacă mai cade o piatră și mai moare un vânzător sau un turist sau se mai distruge o mașină, comisia nu răspunde, că e o comisie din asta făcută de prefectură. Nu răspunde nimeni. Primarul de Bicaschei zice, domne, lucrăm la un puz. Ăia de la Parcul Național Hășmașu Mare, cheile Bicazului, zice, domne, noi am atenționat. Deci, ce am atenționat? Le-am zis că nu-i bine. DRDP-ul Brașov era, zicea, noi nu avem treabă cu asta, e drum acolo, nu avem noi treabă. Acum e DRDP Iași. Ăștia măcar mai știu legea și au zis cam așa, știți cum? Este o lege. Acolo nu se poate face activitate. Punct. O aplică cineva? Domnul prefect ieri în emisiune a zis, da, trebuie aplicată. Cine o aplică? Probabil cel căruia îi pică piatra în cap. Și mai avem și alte lucruri interesante, un material care merită citit, pentru că din când în când românii mai sunt exemple mondiale. Undeva în România, la marginea capitalei, există un spital privat în care se fac niște intervenții chirurgicale. Cum să vă spun eu, vin chirurgi din altă parte, operează aici și aduc pacienții în România pentru că există condiții și aparatură. Semn că se poate. Noi am publicat ăsta și n-am făcut nicio trimitere la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, că nu poți să compari o rachetă cu o pirogă veche din perioada antică. Cam asta ar fi comparația între cele două lucruri. Acestea fiind zise, am terminat cu prezentarea ziarelor și îl introducem în emisiune pe Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Domnul primar, ați văzut, unii fac performanță, alții nu. Unii se fac că aplică legea, deși legea există. Și aici nu vreau eu să fiu foarte rău, dar asta se întâmplă cam peste tot prin administrație. Adică cel mai frumos este când un politician vine și îl întrebe, de ce nu s-a făcut aia? Știți, nu s-a făcut pentru că legea nu ne permite. Ce nu vă permite legea? Păi nu ne permite. Dar puteți face ceva? Ei, da, lucrăm, facem o comisie.
facem o comisie. Acum nici nu știu cu ce să încep, că am început cu chestiile astea și parcă aseară târziu, după ora 12 noaptea, am primit tot felul de mesaje apropo de promo făcut la emisiunea de astăzi, că vine primarul. Și mi s-au trimis o groază de întrebări. Înainte de întrebările care sunt venite, eu vă întreb, ce noutăți, domn primar, la Piatra Neamț în ultima săptămână? Noutăți sunt foarte multe și în fiecare zi. Mie mi-este greu să le prezint să așa faci într-o sinteză pe toate. Cred că cel mai indicat este, și mai ales din experiența ultimelor săptămâni, cred că este evident că cel mai bine răspundem la întrebările oamenilor și poate alocăm cea mai mare parte a emisiunii de astăzi, eu așa v-aș propune, să răspundem la cei care vă abordează, ne abordează. Eu n-am nimic împotrivă. Eu n-am nimic împotrivă. Deci, atunci începem. Nu reușesc. Dacă vreți, așa o să încep eu prin a face o scurtă sinteză ce s-a mai întâmplat de la precedenta prezență în emisiunea dumneavoastră. Am început lucrările de asfaltare pe Bulevardul Traian de luni săptămâna asta. S-au finalizat lucrările, de fapt, vopsirea pistei de atletism. Ajunge, cred că ieri ar fi trebuit să ajungă și componentele tabelei electronice, dacă tot e să vorbim de ce se întâmplă la stadion. Astăzi vor ajunge și toroanele la puntea de la Strand. Haideți să spunem ce sunt toroanele alea. Cablurile alea am luat un vrase reporter și i-am zis că să se ducă să-și caute toroanele. Că nimeni nu înțelege ce este toronul. Cablurile alea groase care asigură susținerea. Deci, fără alea nu poți să dai drumul la puntea de la Strand, exact, pentru că alea toate sunt... Toate elementele sunt pregătite pentru instalare și aici ne referim la noii tiranți, acele șuruburi groase de care se va fixa puntea pe cablurile care ajung astăzi. Și care presupun că vor începe, a căror instalare vor începe chiar astăzi. Da. Așa, domnul, au început să se lucreze ne spune la... Ne cineva că sunteți moderator. Eu îl invit pe domnul respectiv să vină în emisiune aici și să facă pe moderatorul, prietenul meu. Te rog frumos, vino și eu voi să oper un scaun de moderator ca să poți să ai și răspunderea la ce întrebări pui, nu numai să comentezi pe Facebook. Te rog frumos. Ești invitatul meu oricând în emisiune. Mergem mai departe. Începem cu întrebări. Sigur. Ca să nu mai... Prima întrebare care a sosit aseară. Câte facturi pentru penalizarea firmelor de construcții s-au emis de către primăria Piatra Neamț, având în vedere că există destui constructori care să se încadreze la categoria asta penalizării? Acum să vă dau un număr foarte precis. Nu. Deci eu vă spun complicat. Ce am primit întrebarea. Nu vreau nici să ghicesc, nu. Dar am început de câteva luni să aplicăm penalități. Asta ca să fie clar tuturor și nu m-am ferit să spun aceste lucruri în emisiunea la dumneavoastră. Cred că am făcut și primele anunțuri de acest gen, cred că cu mai bine de 3 luni în urmă. Deci practic a început această operațiune, da, ca să spunem așa, normală, având în vedere că sunt contracte. Exact. Bun. E bine, o să facem și o cerere la primărie să primim... Exact. Care sunt penalitățile care s-au aplicat. Da. Întrebare venită. Când se face inaugurarea pistei de atletism de pe stadion? Tocmai am spus că s-a finalizat, s-a turnat și s-a aplicat și ultimul strat de vopsea. Urmează să se realizeze marcajele, probabil într-o zi, două vom avea și marcajele gata. Și eu propun să organizăm un eveniment de anvergură. Nu sunt adeptul tăierilor de panglică. Cred că nu ați văzut din partea mea un astfel de exercițiu de imagine vreodată. Însă la propunerea unui
cetățean, a unui tânăr pietrean. Chiar cred că cea mai potrivită inaugurare a noii piste de atletism e să invităm cât mai mulți pietreni să alerge pe noua pistă sub tema, sub sloganul pe care l-a și dat respectivul tânăr, tu cât poți alerge pentru, tu cât poți alerga pentru orașul tău. Chiar mi se pare foarte frumoasă bine, această temă. Eu vă sugerez să nu faceți piste din astea la ieșire din oraș, că atunci tema ar fi cât de departe poți alerga de orașul tău. Sunt unii care au aplicat această temă o perioadă foarte îndelungată. Să știți, chiar în ultimele luni, constatăm și primesc foarte multe povești și foarte multe contacte despre ale unor familii de pietreni care au revenit acasă. Sunt peste 40 de familii pe care le-am identificat și vom face în foarte scurt timp, vom demara o campanie tocmai prin care să promovăm reîntoarcerea acasă a pietrenilor. Și sunt chiar mulți care nici nu mai aveau legături înainte cu orașul Piatra Neamț. Adică nu au copilărit aici, nu au rude în Piatra Neamț și cu toate acestea au ales să se mute în Piatra Neamț. Apropo de ce se poate face pe pista de atletism, aseară, nu noaptea, ci m-a sunat un profesor de sport și a spus, dacă vine domnul primar, întrebați-l, când a organizat primăria ultima competiție pentru, în care să fie implicat sportul școlar. Și eu aș zice așa, ce frumos ar fi să avem un concurs școlar pe pista de atletism cu alergări, așa, la nivelul copiilor. Să vedem și profesori de sport care vin pe stadionul ăsta, să-și aducă aminte mulți dintre ei că există stadion și că în afară de activitatea de la clasă, cât să mai face, avem și asemenea genuri de agende, activități care se pot face, sport școlar de masă. Domnul Bărănescu, știți care este părerea mea? Să nu ne așteptăm ca primăria să organizeze un nu, eveniment. Primăria să asigure tot suportul logistic. Primăria să spună așa. Să spună așa. Vă punem la dispoziție asta, vă punem la dispoziție asta, cine se prinde? Că avem clubul copiilor, avem club sportiv școlar, avem școli, avem profesori de sport, dar avem ei n-au curaj. Ei n-au curaj, domnul primar. Curajul se câștigă în timp, în Piatra Neamț. Poate fi acest eveniment de lansare a pistei de atletism, mi-l asum și îl organizez, evident, alături de o echipă care sper eu să nu fie doar din primărie, ci și de cetățeni care, de exemplu, vă scriu dumneavoastră acum comentarii, precum și tineri care vor să se implice în astfel de proiecte. Cred că cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom da un aspect mai plăcut unui eveniment foarte frumos. Da, altă întrebare ține de mersul microbuzelor. Doamna Puică întreabă ce se întâmplă, se poate face ceva ca acest mers al microbuzelor să aibă cât de cât o regularitate având în vedere ce se întâmplă în oraș și dă și un exemplu. Vinerea trecută, microbuzul de la Borzoghean, bloc 40, care trebuia să ajungă la 10 și 5 minute, n-a mai apărut. Stau elevii în stație câte o oră să aștepte un microbuz. Am avut mai multe discuții cu conducerea companiei Troleibuzul S.A. și săptămâna trecută, prin care am solicitat să rectificăm, să corectăm programul de transport public de pe raza municipiului Piatra Neamț. Aici, sincer, cred că ar trebui să implicăm cât mai mulți factori în această dezbatere, inclusiv școli, pentru că acest serviciu de transport public trebuie să deservească și școlile și liceele de pe raza municipiului Piatra Neamț. Mi se pare cât se poate de, nu știu, nepotrivit, ca să nu folosesc un termen mult mai dur, ca două autobuze să plece, de exemplu, la 7 și 10 din același punct către oraș, după care timp de o oră și ceva să nu mai fie niciun autobuz. Practic, când să meargă copilul
la școală. Exact ce spun, de la 7 și 10 în situația respectivă. Exact. Și sunt mult mai multe astfel de situații. Am dat doar un exemplu pe care l-am văzut într-una dintre stațiile de așteptare. Am solicitat conducerii troleibuzul să facă o ședință cu șoferii, care sunt practic primii care iau pulsul, interacționează, da, care interacționează cu cetățenii, să găsească o formulă prin care să solicite și călătorilor, cei care folosesc serviciul de transport public, cum putem optimiza programul de transport public. Am solicitat și eu în primărie colegilor să facă o serie de propuneri. Dar cred că cel mai inspirate și mai corecte ar fi propunerile de la beneficiari, de la călători, să ne adreseze și nouă, nu știu, pe canalele de contact ale primăriei, pe pagina de Facebook, pe e-mail, prin aplicația Piatra Neam City App, să ne adreseze propuneri de modificare a programului de transport public. Să vedeți. Un exemplu. Acum stau în stație la Petrocar. Ne bucurăm că vă uitați din stația de la Petrocar la noi. Chiar mă bucur foarte mult. Și nu apare. Avea program la 8.40, 8.47. Dacă până la Petrocar de la... Singura consolare că se uită la noi la emisiune. În rest, altă consolare nu cred că există acolo. Bun. Vin foarte multe întrebări și eu, neavând telefonul... Neavând telefonul la mine, nu le pot urmări foarte bine pe calculator. Da, ia să vedem, să încerc să găsesc cumva o posibilitate să le văd pe toate. Poate apare și telefonul până atunci. Vorbiți despre promovarea revenirii pietrenilor, dar sprijinirea celor care sunt aici și care sunt cât de cât productivi pentru comunitatea din Piatra Neamț, cum se materializează? Mulțumesc pentru întrebare. Chiar nu prea am avut ocazia să mă exprim public față de cei care dezvoltă afaceri aici în Piatra Neamț. Pe mine nu m-ați văzut nici în campanie, spunând vreodată ce investitori mai mari vom atrage la Piatra Neamț, pentru că este, nu e neapărat rău să aduci investiții străine majore, dar nu este foarte sustenabil, pentru că orice investitor aduci face outsourcing, profitul pleacă. Nu vine nimeni ca să lase profitul în comunitatea care îl adoptă. Însă cei care fac dezvoltare pe termen lung, dezvoltare economică sustenabilă, sunt chiar investitorii, antreprenorii locali. Și încă din primul an de mandat am consolidat o relație de încredere și de colaborare cu mediul de afaceri din Piatra Neamț. Pe mine nu m-ați văzut vreodată în campania electorală vorbind despre parc industrial. Asta nu pentru că nu eram conștient de nevoie sau de cât de importantă este apariția unui parc industrial care să crească productivitatea și implicit valoarea adăugată aici din producția locală. Iată că avem deja primul parc industrial care urmează să fie inaugurat. O investiție 100% privată a unei companii 100% locale. Și deja suntem în discuții pentru încă alte două parcuri industriale. Haideți să spunem că este vorba de zona aceea unde a fost înainte Pamex-ul, na, ca să-l denumim. Da, cumva. În zona IVV. E zona IVV Pamex, în zona, da, aceea, da. Vom avea un parc industrial pe o suprafață de 9 hectare, dacă nu mă înșel. Deci este un lucru extraordinar pentru oraș. Și imediat după ce au început lucrările la acest parc industrial, am avut deja discuții pentru alte două parcuri industriale. Evident, din punctul meu de vedere, primul obiectiv ar fi să dăm eficiență maximă primului parc industrial și abia ulterior să vorbim despre celelalte două. Dar astea sunt lucruri care se întâmplă și care se întâmplă tocmai pentru că am conturat acest climat de colaborare cu mediul de afaceri local, ascultându-le nevoile și încercând să le răspundem pe cât posibil tuturor solicitărilor.
Deci da, aceste lucruri se întâmplă și mulțumesc privitorului dumneavoastră pentru întrebare. Da, întrebare, strada plantelor. Sincer, nu știu unde este strada plantelor. Este în zona Ciritei. Întreabă un domn în numele locuitorilor de acolo dacă primăria găsește măcar, citez, niște refuz de freză care să fie pus pe strada plantelor. Din punctul meu de vedere, acolo ar trebui să venim cu o lucrare de modernizare, așa cum facem în întreg cartierul Pietricica. Adică nu cred că este cineva pe lumea asta care poate să spună că desconsider nevoile celor din zona respectivă. Chiar este zona tânără a orașului care se dezvoltă. Și mergem pe această gândire de a dezvolta întreaga zonă cu utilități și cu drumuri moderne. Însă pe strada plantelor, pe strada băncii sunt o serie de probleme pe care noi, primăria, nu putem să le rezolvăm fără sprijinul cetățenilor, care unei dintre ei au depășit limita propriei proprietăți, făcând garduri pe zona de domeniu public. Asta este bănuiesc acolo. Că poliția locală, în plinitatea forțelor și a atribuțiilor pe care le are, s-a dus, a constatat, a atenționat, a amendat. Și colegii de la urbanism. Au amendat acolo, au făcut ceva? Din informațiile pe care le-am dat. Recunosc, aștept din partea cetățenilor mai multă implicare. Vreau să venim acolo cu un proiect de modernizare. Am discutat cu colegii de la investiții să prezentăm, să prioritizăm modernizarea drumului atât pe plantelor cât și pe băncii, dar vreau să... Nu putem face această investiție câtă vreme nu sunt aliniate toate acele garduri. Domnul Adrian, bună ziua! Am făcut o sesizare acum 17 zile pe aplicația Piatra Neamț City App în legătură cu o groapă de pe strada Armoniei. Acolo a fost o intervenție la o conductă, cred, și au pus pământ peste. Iar de atunci, ca să vezi, groapa tot crește. Strada Armoniei 17. Da. Trebuie să vedem un pic care este situația. Problema e următoarea. Obligativitatea aducerii la stare inițială o are cel care are avizul, care face lucrarea respectivă. Presupunerea mea e că acolo a fost o avarie a societății APASERV, care are obligativitatea de a contracta sau de a face lucrarea, intervenția de aducere la stare inițială pe propria cheltuială. Vom verifica și noi despre ce este vorba acolo și, în principiu, din câte știu, compania APASERV lucrează chiar cu societatea primăriei PubliServ pentru realizarea acestor reparații. Să vedem dacă este dată comanda și dacă nu o să urgentăm realizarea acestor proceduri. Am spus strada Armoniei. Da. Da, am reținut. În sensul giratorii de la spital, ne rupem mașinile de 3 săptămâni. Sunt niște șanțuri de o adâncime considerabilă. Știu acolo. Ce vreți să spuneți. Nu, eu vă citesc. Și ne-am săturat să tot reclamăm. Acum... La modul cinstit, domnul primar. Vorbiți, domnule Coia, de la PubliServ. Să vină, domnule, ei să pună niște refuz de freză sau ceva. Obligația celor de la Moldocor care efectuează lucrările astea. Dacă nu plătesc eu o mașină de undeva, găsesc o mașină, să vină să pună acolo. Eu, personal, conducerii PubliServ S.A. să verifice de cel puțin 2 ori pe săptămână aducerea la nivel a respectivelor canale cu refuz de freză. O intervenție pe care, dacă constructorul care ar avea responsabilitatea acestei intervenții nu și-o asumă, să o facem măcar noi, că e vorba de... Deci nu se mai poate intra, cel puțin înspre Dărmănești când mergi, acolo zona aceea este... Nu e prima dată când am solicitat colegilor de la PubliServ să facă asta, doar că până acum o făceam punctual. Mergeți acolo la intersecția cu Lămâiței, mergeți acolo la intersecția cu Eroilor.
Și acum am făcut o solicitare mult mai generală să facă traseul complet de cel puțin două ori pe săptămână pe tot ce înseamnă Bulevardul Traian și Piața Cogălnicianu, Bulevardul Decebal. Domnul primar, ce facem cu locuitorii de pe strada Gheorghe Doja, paranteze Barăci? Acolo nu mai ajunge garda de mediu să vadă ce infecție este? Deci, eu vă sugerez să vorbiți cu garda de mediu, dar poate se duce și poliția locală să vadă ce e. Au și ei atribuții, da, câte știu. Vom Gheorghe Doja Barăci. Verificări cu poliția locală. Chiar astăzi voi solicita să verifice situația barăcelor de... Bună dimineața! Aș dori să știu ce se mai aude despre programul Rabla Local. Mulțumesc! Știu că la un moment dat înregistrările, perioada de depunere a solicitărilor a fost extinsă. Nu mai știu exact acum în ce situație suntem. Știu că eram undeva la jumătate. Erau solicitări depuse pentru aproximativ jumătate din numărul total permis pe Piatra Neamț. Da, vin multe. Ieri după masă au apărut străzi cu sens unic din Senin Gavril Calinescu și mulți șoferi care circulau pe contrasens, deoarece nu a fost anunțată nicăieri această schimbare. A fost anunțată ieri după masă, da. Doamna Maria Corduneanu Bontaș. Da. Discutam înainte de emisiune, recunoaște. Este foarte adevărat. Din punctul meu de vedere, cred că a fost cumva o grabă exagerată să inaugurăm, să dăm drumul la sensul unic. Cred că de asta au și apărut foarte multe sensuri giratorii prin oraș, că primarul a făcut confuzia, a zis, a spus greșit sens giratorii în loc de sens unic. Și... Probabil, na, eu mai știu, nu mai știu. Asta a fost o glumă, acum da. Să revenim la situația cu sensul unic de pe Gavril Galinescu. Da, în mod normal, cred că ideal ar fi fost să dăm drumul sensului unic și să anunțăm public încă de ieri, dar partea de intrare în funcțiunea sensului unic să fie undeva din weekend, respectiv de sâmbătă, pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a se obișnui, de a se familiariza cu ideea sensului unic. Să știe, se duc părinți cu copii la școală, ei... Cât sunt unii care nu se uită, nu citesc, nu aia. Bine, nu, asta nu este o scuză. Nu este o scuză, că șofer fiind trebuie să te uiți. Exact. Dar, pe de altă parte, știți de altă cum parte, e? Oameni suntem și ar trebui să facem aceste lucruri gândindu-ne și la efecte și la care va fi efectul în rândul populației. Da, consider că ar fi fost mult mai inspirată să dăm drumul, soluția de a da drumul sensului unic undeva din weekend. Domnul de pe strada Plantelor, mulțumesc pentru răspuns, același ca ultima dată, dar rugămintea este, nu putem sta aici ca nevul mediu, încercați să puneți măcar niște refuz până se rezolvă, refuz de freză, până se rezolvă problema mai de lungă durată cu proprietățile respective. Da, domnul Iulian, de ce nu sancționați constructorii care nu aduc șanțurile la un nivel circulabil? Pentru că legea vă permite. Sau sunt constructori care nu trebuie sancționați? Nu există așa ceva. Uneori, când asemenea lucrări de anvergură, mai faci mici compromisuri, nu poți să mergi să sancționezi constructorul, că rămâi fără. Și fără chiar constructor. Sunt fără constructori, fără angajați, că și constructorul se îndreaptă împotriva propriilor salariați și se întâmplă ca oamenii să fie foarte sensibili în ziua de astăzi. Nu vă ascund că sunt numeroase lucrările pentru care solicităm activitate sau derularea lucrărilor respective pe timpul nopții. Și îmi spune constructorul, n-am nicio șansă, nu vin oamenii la treabă nici ziua. Da, păi noaptea, cum să-i aduc de acasă noaptea, chiar dacă le dau spor, nu le trebuie.
Astea sunt condițiile. Singurele lucrări pe care reușim să le facem noaptea sunt cele cu societatea proprie PubliServe și în special ne referim la anumite lucrări de reparații și la lucrările de marcaje rutiere. De asemenea, Salubritas-ul face activitatea de măturat stradal noaptea. Tocmai face tot Salubritas-ul încă? Încă, da, până la 1 noiembrie. Până la 1 noiembrie, da. Bun. Da, problema apei, o să vă rog să explicați. Sigur, nu avem apă în Precista, eu citesc ce... Sigur, mai sunt și alte zone din oraș, confirmăm și noi aici. Cafeaua a fost făcută cu apă de la PET. Așa. Cât se mai întâmplă asta și în ce măsură lucrările de la primărie influențează acest lucru? Să știți că care... nu lucrările de la primărie au contribuit în vreo măsură sau alta la sistarea furnizării apei sau la presiunea foarte scăzută, că sunt unii pietreni care, la care nu ajunge apa și din cauza faptului că este presiunea foarte, foarte scăzută. Toate aceste situații în care oamenii nu au apă sunt determinate de rețeaua extrem de precară pe care o gestionează compania APASERV. Noi ne-am asumat cea mai importantă lucrare de modernizare a rețelei de apă. Mă aștept ca și compania de apă APASERV să înțeleagă care e responsabilitatea aceasta. Eu știu că astăzi primarul este cel înjurat pentru... inclusiv pentru situațiile în care pietrenii rămân fără apă. Dar nu avem absolut deloc de ce să decontăm tot noi sau tot eu această situație. Deci deconta oricum. Problema, aveți pârghii ca să îndreptați această problemă sau nu? După cum, asta trebuie să știe oamenii. După cum vedeți, tot ceea ce putem face, eu nu sunt genul care să îi acuz pe ceilalți că nu fac. Tocmai pentru a da un exemplu, am dat drumul proiectului de modernizare a magistralei de apă. E magistrala care deservește mai bine de o treime din populația orașului și principalele instituții, inclusiv Spitalul Județean. Deci, prin urmare, modul în care eu le sugerez altora să facă este apucându-mă de treabă. Sper ca și APASERV-ul să facă un pic mai mult, pentru că doar fluturând niște contracte semnate pe la televizor, dar nepunând efectiv buldoescavatoarele și echipele de oameni să lucreze la noi rețele de apă, nu rezolvăm absolut deloc problema. Bine, acum ca și să lucrez blocând... la noi rețele, știți ce a fost nevoie ca să faceți la Piatra Neamț. Deci a trebuit să mergeți pe repede înainte ca să obțineți o finanțare pe Angel Salini, dacă nu așa. Inițial am dat drumul la această investiție exclusiv pe buget local. Adică primii pași am făcut asigurând finanțarea pentru etapele inițiale, pentru studii de fezabilitate, pentru proiect tehnic. Am alocat bani pe buget local. Ulterior a apărut și oportunitatea de finanțare și nu am ratat-o. Dar decizia de implicare și de a rezolva, de a face acest proiect exista și nu era condiționată de apariția oportunității de finanțare. Da, nu pot să mă abțin, am primit un mesaj, nu are legătură cu emisiunea noastră, îmi trimite un profesor un mesaj, ci că cu ocazia Zilei Educației, profesorii din Neamț se simt becuri. Și am zis, de ce? Și mi-a trimis un mesaj trimis de o persoană care se ocupă de una din zonele învățământului, pentru cadre didactice care luminează școlile nemțene, pentru devotamentul care își trăiește vocația, pentru o viață petrecută în slujba elevului, transmit recunoștință. Deci, cadre didactice luminează școlile nemțene. E haios. Ne întoarcem la ale noastre. Foarte haios, dați-mi voie să fac și o urare. Într-adevăr, cu acest prilej, nu putem să trecem peste această zi. Ce este cumva surprinzător este că noi românii alegem să petrecem ziua muncii nemuncind și ziua educației lăsând fără școală. Copii, nu știu, din punctul meu de vedere... Acum nu știu, avem și o zi a administrației,
Slavă Domnului, încă nu, sau cel puțin știu că n-am auzit. Actualul președinte al Curții Constituționale, când era deputat de Neamț, a propus Parlamentului să adopte o zi a primarului. Și să... Nu știu dacă s-a adoptat sau... La mine n-a ajuns informația, nu cred că există și în orice caz nu sunt adeptul sărbătoririi a ceva. Nu știu, nu poți să sărbătorești munca prin nemuncă, din punctul meu de vedere. Dar dați-mi voie să urez și eu tuturor dascălilor și celor care își aplică cu conștiinciozitate misiunea, multă sănătate, prosperitate, bucurii și atingerea celor mai frumoase rezultate. Mi se răspunde că ziua administrației e zilnică. Mulțumesc, domnul Viorel. Nu Viorel Cosma, un alt Viorel, ca să fie clar. Acum o să răspund eu la să fac două precizări. Sunt doi oameni care spun că de ce veniți așa de des la emisiune, că vin alegerile. Vine la emisiune pentru că noi aici, la Mesagerul, am stabilit o zi în care primarul să vină să răspundă la întrebări. Și domnia sa a acceptat această invitație. Nu este o emisiune, după cum vedeți, de dezbatere. Se răspunde la întrebări. După aceea, îi rog pe cei care nu cunosc nimic din administrația publică locală sau despre cu ce se ocupă primarul, să se gândească, de exemplu, când pun o întrebare, apropo de spitalul dumneavoastră, adică al primarului, vreți ca noi, cetățenii, să fim mulțumiți cu spitale vechi pline de infecții nozocomiale. Primăria Piatra Neamț nu are, din păcate, nici un fel de legătură cu administrarea spitalului din Piatra Neamț, care este în altă curte. Acum, alte întrebări. Vin o groază, nici nu știu cum mă descurc cu toate. Creșa Piatra Neamț a început să funcționeze sau funcționează doar cu domnul viceprimar Irimia? Întrebare răutăcioasă. Dar nu are treabă, domnul viceprimar. Păi nu, dânsul a spus că îi dă drumul. Da, l-am rugat pe domnul viceprimar Irimia să urmărească îndeaproape mersul lucrurilor la Creșa Piatra Neamț, tocmai pentru că am văzut că, din păcate, cineva trebuie dus de mânuță și îndrumat și nu sunt copiii. Și nu sunt copiii. Și nu sunt copiii, da. Asta este problema, că altfel, din punctul meu de vedere, această instituție ar trebui să... Cred că da. Cred că lucrurile s-au pus în ordine. O să rog pe cineva să-mi spună dacă funcționează sau nu, dacă are copii acolo sau... Așa. Întrebare. Alin Pușcaș. De ce la Piatra Neamț apa potabilă costă 14,5 RON, la București 8 lei metru cub, iar la Piatra 14,50? Vă zic eu de ce. Gunoi 18 RON, ferească Dumnezeu. Și primăria mai mult rău face în domeniul ăsta la apă, nu știu ce, mă rog. Deci, costurile cu apa arată în felul următor. Prin rețelele șvaițe, prin conductele care sunt efectiv ca niște site, se înregistrează pierderi de aproximativ 70%. Pentru a compensa această apă care se pierde, trebuie să asiguri presiune prin pompare. Adică cea mai mare componentă a costului este reprezentată de electricitate. De asta costă apa foarte mult. Pentru că sunt pierderile foarte mari și pentru a compensa pierderile ai nevoie de creșterea presiunii. Bun. Creșterea presiunii care de multe ori determină agravarea și mai mult a situației conductelor. Un domn întreabă ce se întâmplă dacă pe sistemul ăsta de semafoare smart, ce se întâmplă dacă cineva staționează pe o bandă pe care nu are voie, face o comparație cu completare. Păi de ce să plătim noi la apă? Deci, oameni buni, prețul apei se stabilește după o formulă absolut cu niște etape, dintre care unele sunt absolut aberante. Avem o Asociație de Dezvoltare Aqua Neamț, da, în care sunt reprezentanții ai primăriilor
și fiecare reprezentant are votul egal. Adică, nu știu, să spunem, nici nu știu dacă Dochia este sau nu în sistemul ăsta, Dochia are același, votul Dochiei are aceeași putere ca și votul celor de la Piatra Neamț sau Roman. Lucru care nu știu dacă e normal. Și atunci, dacă tu ai mai mulți primari într-o zonă, poți influența votul. Ca să nu ne mai ascultăm. Că nu e nimic politic în aceste ADI-uri. Totul este politic în aceste ADI-uri. Indiferent de cine sunt, în zona cui sunt ADI-urile plasate. Da. Ce treabă are orașul cu pierderile apa serv? Nu orașul are treabă cu pierderile apa serv, ci cetățeanul care plătește factura la apă. Orașul ce poate să facă este să încerce, cum s-a încercat acum, să schimbe din conducte, să scadă pierderile. Dar lucrul ăsta ar trebui să întâmple și de la nivelul companiei și, mă rog, e mult mai complicat. Întrebare haioasă. Îmi convine, nu știu dacă vă convine dumneavoastră. Acum nu o să pot fugi de aici. De ce a fost nevoie de competența profesională a domnului Dan Vasile Constantin la parking? Tocmai s-a eliberat postul de manager la Spitalul Județean de Urgență. Poate să-l trimiteți acolo. Domnul Dan Constantin are o experiență administrativă foarte îndelungată și eu consider că într-un moment în care sistemul de gestionare a parcărilor chiar trecea prin situații foarte complicate, că așa uneori noi știm să complicăm lucrurile mai mult decât e necesar. Domnul Constantin a avut o implicare care a contribuit la rezolvarea mai rapidă a situației, la deblocarea mai rapidă a situației. Mă rog. Pe mine nu mă mulțumește acest răspuns apropo de domnul Dan Constantin, pentru că domnul Dan Constantin a mai fost la parking și a fost într-o postură care ținea de dezvoltare, perspectivă, nu știu ce, el fiind în același timp implicat și în alte acțiuni. Bine, nu știm, o să ce vă dau atunci nu știu. Răspunsul mult mai concret pentru a vedea că fără implicarea domniei sale, probabil gestionarea parcărilor de reședință ar fi fost un proces mult mai îndelungat decât am reușit în 4 luni să deblocăm respectiva situație și totul a pornit de la următoarea constatare. Societatea Parking avea acționariat mixt. A, bine, public știu povestea, și privat. Da. Erau 17 acționari din zona privată. Greu să-i găsești pe fiecare în parte. Domnul Dan Constantin i-a convins pe fiecare să-și vândă acțiunile. Da, pentru că domnul Dan Constantin era, ca să spunem așa, de la începuturile parkingului în calitate de acționar. A avut, pe de-o parte, da, îi știa pe toți. Știe să investească unde, cum, este foarte bine. Adică e o chestie... Eu mă refer la faptul că cu implicarea domniei sale am reușit înțeles. Să... încredințăm gestionarea parcărilor către societatea Parking, acțiune pe care nu o puteam face dacă exista un singur acționar privat. Eu rețin totuși ideea că cei de la Consiliul Județean ar trebui să aibă în vedere numirea lui Dan Constantin la Spitalul Județean, pentru că, pe ceea ce spuneați dumneavoastră înainte, are o experiență vastă în tot ce înseamnă Spitalul Județean, fiind implicat în aproape tot ce a fost acolo, deci cunoaște exact lucrurile, cunoaște exact ce s-a greșit, cunoaște exact ce se poate face și ar fi perfect să fie numit acolo. Îi spun domnului Chitic să-l ia pe lista scurtă în calcul, pentru că, pentru cei care nu știu, cred că domnul Chitic se va ocupa în continuare de partea cu spitalul. Mai departe, domnul meu, mi se ia... 14,50 metri cub de apă, lei pe metru cub de apă este enorm. Salariile sunt mici. De acord cu dumneavoastră, noi spunem asta de ani de zile. Dar până când nu se va hotărî cineva să discute și să pună lucrurile pe tapet așa cum sunt, cum ar trebui să fie, să vedem, se vorbește despre un nou proiect, să vedem ce e proiectul ăla, ce anume îmbunătățește acel proiect pentru
alimentarea cu apă a cetățenilor și a firmelor. Până unde merge proiectul ăla? Cât le revine de acolo încolo altor autorități să facă? Dacă le revine sau nu? Până atunci și până nu vom avea un plan coerent, o conducere APA-SERV în folosul cetățeanului, al cetățeanului, și până nu vom avea niște constructori care vor face lucrările cu bună știință și profesionalism, nu să pui seara o conductă și o scoți pe cea veche, o pui pe cea nouă lângă și noaptea dispare amândouă și dimineața, dacă te duci să sapi, găsești conducta veche și cea nouă în altă parte. Nu-i cazul acum. E o chestie mai veche. Da. Și da. Fără colaborare interinstituțională, genul aceste de proiecte chiar n-au cum să se întâmple. Eu sper că odată cu demararea acestor investiții în Piatra Neamț, reușim să fim mai convingători cu societatea APA-SERV, că este și responsabilitatea acestei companii de a face o serie de lucrări. Am solicitat conducerii companiei APA-SERV actualizarea planului de investiții și sincronizarea pe investiții pe care vrem să le facem. De exemplu, nu vă ascund că în continuare primim avize negative pe conducte expirate pe care compania de apă ar fi trebuit să le înlocuiască de mult. Adică faceți o lucrare undeva pe o stradă, da, aveți nevoie exact de un aviz și spune nu vi-l dăm avizul pentru că acolo e o conductă care trebuie înlocuită. Da. Nu care trebuia înlocuită. Trebuia înlocuită de 10 ani. O situație halucinantă, de o situație halucinantă avem parte pe Bulevardul Traian. Acolo unde o anumită publicație tot scrie că trebuie înlocuită canalizarea menajeră, acum când deja suntem în faza lucrărilor de asfaltare. Adică nu poți să vii acum când suntem pe finalul investiției să ne spui că trebuia demarată și investiția de înlocuire a canalizării menajere. În toate corespondențele cu compania de apă referitoare la proiectul de modernizare a coridorului de mobilitate Traian, piața cu Golnicianu de Cebal, nicăieri nu se face referire la conducta de canalizare menajeră. Până anul acesta, până în vara aceasta, nimeni nu a menționat ca expirată sau ca apropiindu-se de finalul perioadei de viață această conductă de canalizare menajeră. Lumea întreabă de directorul de la APA-SERV ce salariu are. Nu, primăria este acționarul majoritar la APA-SERV. Noi avem undeva la peste 5%. Deci, nu... întrebați în altă parte Consiliul de Administrație de la APA-SERV. Acum nu discutăm APA-SERV-ul decât în condițiile în care influențează lucrările și prețurile. Da. Așa. Da. Bun. Nici eu nu sunt neapărat convins de cât de multe argumente sunt în spatele dublării salariului. Eu aș zice că înainte de a vorbi de dublarea salariului, să vedem exact care erau. Deci aveți un reprezentant probabil în... Da, este un consilier local PSD. Rugați-l pe consilierul local PSD să lămurească lucrurile astea, pentru că eu sunt sătul de aruncat vorbe. Toată lumea aruncă vorbe. Hai să vedem exact. Cereți exact și vă lămuriți. Că altfel e destul de... Așa. Întrebare cu creșa. Bună dimineața. Am și eu o întrebare pentru domnul primar. Pentru părinții care nu au intrat copiii la creșă, că nu au avut pile și a trebuit să intre la Speranța. Vreau să știu când o să deschidă. Deci nu s-a deschis nici până astăzi? Ea îmi spune, nu mai ține de noi, sunt sătul pentru că viceprimarul a promis alte treburi. Domnul Liviu Harbuz, până când primăria nu va avea propria societate de transport, de gestionare a apei,
o influență proporțională în sistemul de sănătate nu va putea influența carențele din aceste domenii vitale în interesul orașului. Cred că domnul Harbuz sugerează că ar trebui să vă gândiți la o societate proprie de transport și una de gestionare a apei. Să știți că ne-am gândit, doar că lucrurile sunt extrem de complicate, mai ales în contextul proiectelor pe care le implementăm astăzi în parteneriat cu Consiliul Județean, pe parte de achiziție, material rulant și dotări care vor fi, autobuze practic, care vor fi date în administrare operatorului regional de transport public, Troleibuzul. Lucrurile sunt extrem de complicate spre imposibil de realizat și chiar nu vrem să punem sub semnul îndoielii sau a riscului de a pierde bani europeni aceste proiecte. Deci nu e un moment bun să ne jucăm cu astfel de riscuri. Apropo de proiectele astea pe transport urban, am și eu o întrebare. A făcut cineva o analiză asupra costurilor pe care le va achita primăria către societatea Troleibuzul după apariția acestor autobuze electrice? Costurile cu întreținerea lor... Nu cu întreținerea lor, nu am treabă. Costurile achitate de primăria Piatra Neamț vis-a-vis de acele gratuități, de acel transport în comun, pentru că sunt niște... Eu nu știu dacă, odată cu apariția autobuzelor electrice, că așa ar fi normal să ne spună cineva, costul a crescut, a scăzut, consumăm mai puțin combustibil, mai mult combustibil, deci, consumăm mai mult curent, probabil. Din punct de vedere al eficienței și al economicității, este clar o investiție care ne ajută să facem mulți pași înainte. În ceea ce privește serviciul de transport public, acesta este un serviciu cu precădere de natură socială. Și prin urmare, oriunde în lume, primăriile subvenționează acest serviciu. Pe mine mă interesează dacă subvenția, după apariția acestor autobuze electrice, crește sau scade. Dacă a venit Troleibuzul sau celebrul Adi Urb Trans, să spună, băi, nea primarul, băi, nea viceprimar, băi, nea Consiliul Local. Uite, am adus 21 de bucăți autobuze verzi. Nu crește cu mult poluarea de pe urma lor. Nu crește cu mult, scade teoretic. Nu crește deloc. E, mai discutăm lucrul ăsta, o să vedeți. Că o să încercăm să demonstrăm cum stau lucrurile cu adevărat. Apropo de, nu la Piatra Neamț, în general, nu așa. Și, dar în preț, influența este asta. Primăria face o economie de atât sau crește cu atât. Cum se vor întâmpla lucrurile? Este clar că eu ca primar și ca instituție care vrea să optimizeze traficul în oraș și să încurajăm cât mai mult pe cetățenii orașului să folosească mijloacele de transport în comun, mă interesează să oferim acest serviciu, pe de o parte, cât mai multor oameni, să oferim cât mai multe gratuități, dar gratuități pe care să le contorizăm foarte bine, pentru că în momentul de față noi plătim la numărul de beneficiari din categoria respectivă. De exemplu, dacă avem o categorie gratuitate pentru pensionari, noi calculăm la numărul de beneficiari și se aplică subvenția respectivă pe abonamentele. Bine, noi care, mâncăm nu acest, la călătoriile. Noi care mâncăm acest rahat comestibil de câțiva ani buni și tot spunem că este un adevărat jaf, exact, care s-a făcut în timp. Nu neapărat jaf, dar nu, e ceva necontrolat. Nu, a fost un jaf, da, și pe banii Consiliului Județean, când plătea Consiliul Județean aceste toate aceste subvenții. Subvenții, că subvenții sub numele de gratuită și să o mai învârtim. Da. Și acum, când, și asta nu e vina neapărat a celor de la Troleibuzul, avem o lege tâmpită,
Da, așa e făcută. Este avem o lege tâmpită. Păi dacă e așa făcută și avem parlamentari, hai să-i punem la lucru, Doamne, iartă-mă. Ei, noi putem corecta aceste lucruri. Să ne așteptăm numai Fondul Monetar Internațional. Pentru un sistem performant de etichetting, adică contorizarea foarte clară a biletelor și a numărului de călătorii pentru vine, care vine pensionarul și își bagă abonamentul, exact. Ăla să fie contorizat, exact. Dar cumva separ, adică într-o rubrică separată și la sfârșit de lună, voi câți pensionari au mers cu asta? Câte călătorii? 8.000 de călătorii. Astea le decontăm. Nu decontăm 80.000 sau de abonamente. De abonamente. Da. Adică e o chestiune. Da. Bun, de acord cu domnul Alin Pușcaș, pe noi cetățenii nu ne interesează să trăim bine, nu în sărăcie, să nu plătim prețuri care nu se justifică, apropo de apa serv. Bună dimineața, o rectificare bugetară să păstrăm echipa de fotbal în Liga a doua se poate face. Daniela Andrei Simina, ați spus săptămâna trecută ceva, vă rog să argumentați din nou. O rectificare bugetară în care să alocăm acum o sumă foarte consistentă de bani pentru susținerea sportului, nu avem cum să facem pentru că nu avem de unde. Aceasta este realitatea. Prioritatea este să finalizăm proiectele demarate și investițiile pe care le avem în derulare astăzi. Dacă am avea posibilitatea financiară de a face această rectificare, adică să avem banii, să avem sprijin de la guvern care să o alocare pentru o alocare bugetară. Poate doar în situația asta am reușit să facem asta, pentru că legea e făcută în felul următor. O primărie are un buget care este împărțit în două mari secțiuni: funcționare și dezvoltare. Dezvoltarea este reprezentată de investiții, de proiecte majore. Tot ce se întâmplă, toate șantierele care sunt astăzi prin oraș, se susțin din bugetul de dezvoltare. Pentru a face posibile toate aceste investiții, am avut următoarea orientare la începutul anului, atunci când am înaintat propunerea de proiect de buget. Am periat la maxim bugetul de funcționare, adică am căutat să vedem toate economiile pe care le putem face pe partea de funcționare, care înseamnă buget de reparații, de servicii publice, salarii, utilități în școli, iluminat public și așa mai departe. Deci am periat la maxim bugetul de funcționare pentru a pune maximul posibil în bugetul de dezvoltare. Să duci din buget de dezvoltare pe funcționare, unde sunt și cheltuielile cu promovarea sportului de masă, sportul de performanță, acțiunile comunității, proiectele pe legea 350, care sunt și singura variantă de finanțare a sportului de performanță, deci altfel nu se poate. Putem susține pe legea sportului doar pentru activitatea de copii și juniori sau pe legea 350 pe bază de proiect. Astăzi nu avem cum să demarăm un nou program de finanțare pe legea 350, tocmai pentru că nu avem această resursă disponibilă. Nu avem banii. Eu, apropo de acest subiect, eu o să propun, să vedem dacă... O să îl chem pe domnul Măzăreanu într-o emisiune, o să chem pe cineva de la Consiliul Județean, o să rog să trimiteți, sau veniți dumneavoastră, primăria, să discutăm în trei, dacă altfel văd că numai pe Facebook se discută și se trimit mesaje și tot felul de justificări că așa, și să vedem, pe de o parte, domnul Măzăreanu trimite tot felul de exemple din țară de primării care se implică, dar sunt diferite forme de implicare. Unii sunt acționari, alții nu, da. Mă rog, așa. Pe de altă parte, primăria vine și spune: domne, noi am dat niște bani, am premiat performanța, am făcut investiții la stadion, în cu tare vine tabela, asta putem face. Consiliul Județean vine și spune: eu nu știu dacă e discutabil sau nu, probabil că și acolo sunt niște chichițe. Domne, noi am vrut să dăm, dar nu s-au făcut bine proiectele niște hârtii. Niște hârtii.
Haideți să le discutăm lucrurile astea, pentru că fotbalul este un fenomen social care merită discutat măcar, dacă nu și altfel sprijinit. O întrebare interesantă, va trebui să terminăm aici emisiunea, pentru că nu mai putem noi, avem și noi nevoie de mers undeva cu filmarea. O întrebare interesantă. Bună dimineața! Întâlniri cu cetățenii mai organizează domnul primar. Există cerere, interes real din partea cetățenilor pentru asemenea întâlniri? Sau oamenii se mulțumesc doar să comenteze pe Facebook? O întrebare foarte bună. Da, voi organiza astfel de întâlniri cu cetățenii. Nu pot să zic că e extraordinar interesul. Sunt zone și zone. Am fost surprins să văd zeci de oameni la astfel de întâlniri. Am fost și surprins să văd un număr foarte puțin. Adică să fie doar cei care veneau din primărie să ofere explicații eventual. Păi, mai ales când am văzut că sunt foarte mulți oameni interesați, am avut și următoarea abordare. Să fie câte un reprezentant al fiecărei direcții din primărie și tocmai pentru a putea să vadă și ei problemele de la firul ierbii și să răspundem oamenilor exact pe problemele punctuale pe care le ridică. Recunosc că a fost o perioadă destul de îndelungată în care nu am reușit să mai fac astfel de întâlniri și toate aceste sau aceste situații sunt determinate de faptul că fie am fost plecat din oraș, fie a fost caniculă. Incredibil, dar iată că și luna septembrie a fost una extrem de fierbinte. Și voi anunța public probabil săptămâna viitoare când vom face când vom relua întâlnirile cu cetățenii în cartiere. Da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Am încercat să adresez toate întrebările, ce mai rămâne mai păstrez pentru următoarea emisiune. Unele dintre ele se pretează ca știri și vom încerca să facem știri, sunt capete de știri, cum spunem noi, și să lămurim lucrurile cât pot fi ele lămurite de la un ziar local și un post mic de televiziune local. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Doresc o zi minunată tuturor și pentru că la un moment dat pe parcursul emisiunii a fost un comentariu care punea, nu știu, prezența mea în emisiune ca fiind una electorală, de natură electorală. Eu am explicat cum vreau se să produce. O zic aici, îmi fac datoria de a răspunde întrebărilor oamenilor. N-am pomenit de niciun partid. Exact. Vin pe latură pur administrativă. Este, mai ales în contextul în care se întâmplă atât de multe lucruri în oraș, este cu atât mai mare nevoia de comunicare și consider că prezența în această emisiune este unul dintre cele mai bune canale pe care pot face această comunicare directă cu cetățenii. Prin urmare, eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a interacționa direct cu pietrenii și voi fi prezent. Mai răspundeți cu da sau nu la o întrebare, că mi se tot adresează așa. Candidați la un nou mandat, treabă cineva care vă critică, critică în mod constant, constructiv vă critică. Da, deja. Orice critic o iau constructiv, nu sunt deci, vreun înfumurat. Răspunsul este da. Sigur că da. Da. Ne oprim aici. Mulțumesc frumos. La revedere, numai bine, oameni buni. Să fiți sănătoși, să nu apelați la sistemul de sănătate, să nu fiți nevoiți să apelați la sistemul de sănătate, nu numai din neam, ci din România în mare măsură. Cele bune, numai bine.